Amice, dacă vrei cele mai șmechere și cele mai ieftine jocuri, intră chiar acum pe Neba, ți-am lăsat un link în descriere. Și dacă vrei haine și aș da șmecheri, intră chiar acum pe Foodshop și folosește codul Bercea pentru 10% reducere. Iar pentru articole sportive îți recomand Argol și de asemenea dacă folosești codul Bercea ai 10% reducere. Te-am pupat. Păi da, bă, prostule, dar trebuia să zici în engleză. Știu, dar mi-a tot apărut, așa că tu ești. Salut, amicii mei, bine v-am regăsit la un nou episod de reacție pe TikTok, cum ne place nouă. Vreau să apăsați pe butonul de like, avem unele șmechere de tot și vă mulțumim pentru taguri, pentru că ne arătați TikTok-ul șmechere. Amicu este chiar aici. Bă, uite-te, morții, mă, din cameră! Bă! Amice, vezi că eu acum să mă ascult Alfa și te domin, amice. Domină și pula asta, da. Bă! Ești prost! Te morți, mă, amice. Hai să începem. Amice! Ia uite, amice, doar în România știi care ți-e nașul înainte să știi care ți-e nevasta. Bă, să știi că am așa să faci, amice. Plecăm la munte și... Eu știu cine mi-e nașul. Cine, amice? Tu, logic, ce trebuie? Nu vrei, păi să de când, amice, pe mă bași tu la cheltuială de asta? E? Yeah. Ai, amice, că îți dau... Trebuie să-mi dai maxim 5% din șoșmerie. Mă piși pe tine. Să-ți găsești pe altul atunci. Bine, amici. Ce e mic, roșu și se tăvălește prin zăpadă. O știu. Moș Crăciun lovit în coaie. Am văzut-o, da, e bă, e tare rău, madame, bă, e tare da. Rău. Moș Crăciun lovit în coaie. Ce e mic, roșu și se tăvălește prin zăpadă. Moș Crăciun lovit în coaie. Bă, are dreptate să mor dacă te mint. Cam asta ar fi realitatea. Așa e, e bună, madam. Ia uite la mici pe unul cu un pecos. Da, așa, da, mi-au... da, eram curios să văd și ăsta, amice, gen vocea lui, pe bună. Bă, dar seamănă așa puțin. Un pic așa, dar nu știu dacă chiar e mustața lui, dar cred că da. Nu e. Nu? A, păi dar măcar dacă o pune albă, că asta e blondă. Bă, pentru mine, unchiul Pecos rămâne cel mai șmecher, unul dintre cele mai șmechere personaje. Personaje din, secundare, amice. Din desenele animate. Nu, și așa. Adică sunt foarte puține de nivelul lui unchiul Pecos și jur că îmi place maxim. Când am văzut anunțul ăla la, pe la Beach Please cu invitații secreți și l-am pus pe unchiul Pecos. Ce faci, mă, măi? Păza. O iau la rabă. Mă turbez cam des. Mă, măi, ce-i cu freza asta? Zici că ai mers în cap pe scară rulantă la metrou. Nu, no, n-are haz. Te salută prietenii noștri de pe TikTok. Mai. Zici că ce faci, mă, măi? O ia la la. Aoleu! Ce-i să? Să mă apuce de vlog. Uite, mă apuce de vlog. Aoleu! Amice! Deci cu coana e șmecheră, e tot ce trebuie, le are pe cuvinte, dar bă, trebuie să ajungem la o concluzie foarte tristă. Urăte-i bătrânețea să mă piși pe ea, bă. Ce? Mi-e frică, amice. Amice, tu îți dai seama că noi ne-am trăit mai mult deja sau că am trăit cam unul pe trei din viața noastră? Da, bă, amice, dar eu v-am mai explicat care e situația. Tu ai trăit, gen, ai trăit, exact, n-ai trăit cu adevărat. Tu ai avut școală, n-ai avut ce să faci, ai stat... Tu papucul părinților, acum începe viața, amice! Acum faci banul, acum te da, duci, bă, te plimbi, faci, ce... dregi, pac, avioane, mașini! Da, bă, amice, da, urâtă-i bătrânețea, tare mi-e frică. Amice, acum, amice! Acum, amice. Aoleu! Să facem topuri de tăgări. Moartea mea, frumoară, familia mea, dai închi la bastu, pe unul, să știe. Mare și da. Mare, după ce e prost și fumează, mare și gustul prost. Bă, da, voi vă dați seama că ăsta fumează țigări mai tare decât fumez eu, că eu fumez de unul, ești nebun? Păi da, amice, dar asta fumează de mai mult decât fumez tu. Nu cred. Da, în fine. Ia, amice. Uite, mie astea îmi plac așa, din astea sau mai sutil. Da. Bine, eu nu fac reclamă sau asta, că nu vă reclamă. Ai, uite, mă, îmi plac și lui, amice. L-ai învățat tu, amice. Eu oricum, eu fumez slabe, rău, rău de tot și nu v-aș încuraja să fumați, dar... Doamne, mâncava voastră, a ajuns Parpanel să facă top pe la țigări. Ia stai mă, să-i dau și o follow back, să-i fie și lui drag. Zi, Doamne, ajută! Mergea la nunta lui Parpanel.
Mama, atâta o să fie amice până atunci. Amice, păi dacă e cum să știu că dau de bani și de averi și de toate cele... Așa te faci. Așa mă fac, amice, îți dai seama. Butoi? Că se uită femeile și dacă n-ai bani... Amice, dar tu de ce le iei și like-ul înapoi? Păi am dat din greșeală. Catching grass cutter live. Wow. You can catch your grass cutter this way, you see? Cât a șobolanul futuie familia. Dă-te în morții, mă! Ia uite-l și pe ăla, amice! Ia uite altul! Vai de... Ia vezi, amice! Amice, dă-i, te rog, dă-i, nu că nu mă mai uit. Dă-i, amice! Ia uite-l pe ăsta. Mamă, și ăsta acum când pune mâna se întoarce și o mușcă. Dacă da șobolanii tăi morților. Ia fă-te, ia fă-te. Păzea! Maică! Am mărut-o, mâncați-aș. Maică! A scăpat! Eu se face drifturi, mâncați-aș. Bă, da, mă crezi că îmi par puțin ca îndrugați? Șobolanii sau oamenii? Șobolanii, uite-le ei. Eu cred că l-o bă, dar știi pisică de o morții, măsii. Bă, tu crezi că omoară pisica așa ceva? Nu mă, cred că îi dădu cu ceva în cap, mă. Noi, mă, nu. Sunt drogați, au... Le-a dat ceva, de uite de la ei. Bă, ești... Pula în el. Ia-o păzi, amice! Vai de... Mamă, dă-i, amice, futu-s morții, mă, dă-i odată, bă, că mi-aș pula în TikTok-ul, mătii. Stai așa. Dă-i, dă-l în pula mea, ia uite că-s șobolani în pusă. Bă, da, sunt drogă... Mă, da, tu ești sigur că ăștia sunt șobolani, că-s cam așa? Nu știu ce morți lor sunt, dă-i dreacul care arată ca șobolanii toată ziua. Ia uite, aia, sări la el! Îi sări la ea! Sări la ea, amice! Gata. Doamne. Amice, asta este familia Laurențiu. Nu mai influențați oamenii proști ca mine! Am mâncat brânza cu tot cu ceară. Bă, omul are dreptate, ne-a economisit din timp. Adică probabil femeia vrea să zică că a mâncat brânza cu tocul. Într-un story time că a mâncat brânza cu tocul cu ceară și băiatul s-a uitat și ne-a făcut un rezumat, cum s-ar spune. Cum adică a mâncat brânza cu tocul cu ceară? Tu nu știi de brânza asta? Asta. Gen o brânză ce? Care da. E învelită într-o ceară. Aha, și tu trebuie să dai jos ceara asta... aia. E lichidă, cum ar veni. Nu e lichidă, e brânza. Un cașcaval, așa. Nu, e tot așa, doar că e venit în cașcaval. Are o denumire, dar nu știu cum îi zice. Așa. Nu știu cum îi zice, dar e bună. Mă. Vezi că ăsta e în babana. Nu, e bă. Iute, mă, bâlci în babana. Nu e asta, babana. Ce, mă? Bă, e în babana, n-auzi. Bă, ești prost. Cât de când e asta? Nu știu, dar pare destul de recentă. E la biserică, ești prost? Te vezi, prostule? Păi ești nebun? Bâlciu din Băbana. Tu ai fost la Bâlciu în Băbana. Nu. Ia să te duci. O fi cu unul la biserică, dar văd case din alea. Mai... Da, cred că acolo e mâncat așa. Mai vă faceți o tatuaje cu Escobar, cu El Chapo, cu... Și munciți la depozit, să moară familia mea, că nu-i frumos. Mai vă faceți o tatuaje cu Escobar, cu El Chapo, cu... Și munciți la depozit, să moară familia mea, că nu-i frumos. Amice, dar oare fluturașii și-or face tatuaje cu grase? Nu cred. Bă, nu știu, dar asta am văzut și eu, nu știu, astea-s mod. În fine. Bă, dar te-ai gândit să-ți donezi, mă, corpul? Ai atâtea probleme să donezi corpul pentru știință. Eu pentru știință? Da, să-ți rămână posterității, să analizeze studenții la medicină. Eu să mă bage la tipa să vină să-mi dea muie și mort. Să-mi bată în ăla, Serghei. Vorba lui, să-mi bată în geam, n-a Serghei muie. Lui asta e frică, că-l bagă ăștia într-un geam de la și bate ăștia geam și dau muie. Ah, cât de bun e asta. Florin Salam este regele României, pe bune. Dragul meu Bogdan, mă tem că afirmația pe care tocmai ai făcut-o nu este adevărată din punct de vedere istoric și am să și demonstrez, da? Că n-am făcut facultatea degeaba.
nu ne uităm în cărți, dar nu o luăm în cărți, mergem unde cunoaștem, mergem pe panou cu conducătorii din spațiul românesc de-a lungul timpului, mergem la secțiunea de regi, da? Avem primul rege Carol I, după aia dacă mergem și înaintăm din punct de vedere cronologic. Na, amici, mai zice-o. Nu mai contează mult, Bogdane, nu mai contează mult. Are dreptate, Bogdan. Are dreptate, vezi? Amici! Asta nu, mai amici. M-am uitat de 3 ore, amici. Vreau să o vadă și audiența. Florin Piersic, la Casa Armată. 85 sau câte? Cam așa. Nu acum. 85 ani. Anul 1985 de ani. Așa. L-a invitat și pe Gheorghe Dinică, dar asta a rugat. Nea Gigi, te rog din inimă să fii cu măsură și să nu vorbești urât. Te rog. Adică să fii cu măsură, să nu bei mult, că Gheorghe Dinică de obicei cam bea rău de tot. Este da. Un general care iubește actorii, vine la teatru, ne-a invitat aici, ne dă masa asta frumoasă. Da, mă, nu e problemă. Masă imensă, generalul în capul mesei, Dinică în capătul mesei la 2 km jumate. Florin Piersic, domnule general, sunteți extra. Piersic ăsta era cam lingușitor, asta era problema. Ordinar. Dinică îi pică, când îi plica capul, era belea. Îi se încruntă spânceana și zice... Te băg în Hristosul! Toată masa a înghețat. Piersic s-a apropiat la ureche și i-a spus... Yeah. Așa îmi zice el când bea. Nu, nu, lui am zis. E bună rău asta, frate. Maestru Dinică. Doamne. Nu, nu, lui am zis. Mă opriște să-mi iei talonul de la mașină pentru asigurare. Maică! Știi că ăștia nu au asigurare, dar s-ar putea să aibă una de aia, nu știu, care e doar în bază de date sau nu e la off. Și pentru asta eu am asigurarea valabilă și toate chestiile. Și n-au asigurat la mașină. Să vedeți și voi. Papa, până pe 28-a 5-a, s-ar putea să aibă dreptate, mă. Să vedeți și voi. 44159, ia să vedem. Da, bă, da. N-avea asigurare, cam ciudat. Până la ce vârstă ai fost pictor? Până m-au prins. Da. Dai traseu în satul de vacanță. Ia-o dar pe Mogoșu, amice. Asta e Mogoșu. Amice, eu știi ce nu suport la asta cu mașinuțele aici? Părinții ăia deși ia copii și se uită urât când îi lovești în căcat. Ce ai vrea să faci? Că nici n-ai încotro, că dă unul în tine de te propulsează direct în ălălalt. Da, na. Amice, eu uite uitat la el. Dar mă moară ce sunt pe tare. Gândirea mic n-a făcut amice. Amice, dar dacă te uiți el pornit de pe... Un scaun a ajuns să pe amice la aia, ce ai dat? Ia-o, dar amice, le cere asigurare o țigare, Mogoșu. I-a dat dracu, Mogoșu. Hai, pitonul meu african, bă, hai! Da. I-a păzea pe pitonul african. Hai, stai, amice, de pitonul african, ia uite-l. Ia uitați-l pe pitonul african. Na, amice. Aia, da. Tu-mi pensi că nu mă mai cunosc. Eu, dar încă n-am lucrat în viața mea, tăpă la pușcăria a fost. Eu n-am lucrat în viața mea, doar la pușcăria. Nu mă mai cunosc. Eu, dar încă n-am lucrat în viața mea, tăpă la pușcăria a fost. Bă, e bine că Nelson este sincer. Tot timpul la mea de nesimție de aici, deși e cu asta. Miră și a transmitit, stai într-un costum, de la după uși, că e ieftin, se vede că e ieftin, ai tu ce zic. Stai în ochelaria fake, vorbește așa în colpul gurii. Tot timpul avea de nesimțit. Așa colțugurile. Hai de capul. Bravo băieți, a jucat foarte bine. Ne mai jucăm și mâine. Petre, futu-ți rasa mătii de copil paralizat în scaun cu rotile. What? Cum dracu? Bravo băieți, a jucat foarte bine. Ne mai jucăm și mâine. Petre, futu-ți rasa. Ăsta alege cine intră la licee. Are examenul datorie. Păi ești prost? Cum adică... Asta mătii de copil paralizat în scaun cu rotile aia... Amice, o fi luat 1.1. De asta mă gând... Dar n-ai cum, nici măcar atât nu-ți scrie niciodată. N-avea cum. L-a făcut prea bine, amice. Înseamnă că i-a ajutat și pe ăștia pe la corectat de i-au dat 11. Da, da, vorba lui, media finală 10.50. Nice. Ia uite, amice. Dacă vrei și noi un motiv să bem. Chiar, amice, când faci și tu ziua lui Benică, ziua lui Cooper?
Să ne inviți și pe noi. Septembrie, amice. Păi, amice, să ne inviți. Da, amice, îți dai seama. Și faci chef, da? Da, amice, am din ăla de proțap, am din ăla de... Așa, amice. Așa, amice. Eu vin, frate. Așa, amice. Abia aștept, amice. Dar chem și lăutare, amice. Ia. Yeah. Da, amice, niște câini sau gau. Știi să gătești? Ia, da. Ce pe asta? Sunt asta de 4 ore, zici că sarmale le-am găsit în garaj. Mama, a luat, amice, ce sunt ăștia, cum le zice, drill-uri sau, nu? Da, alea, amice, un gen de le bagi în zid, dibluri le zice, de le bagi dibluri, în zid, da, și bagi ăsta după bagi șurubul. Ca să țină. Bă, amice, femeia avea talent, ce poți zice? What the fuck, ăștia vor elefant, sunt handicapați. Deci, aceste scurte momente vă vor face copilăria mai frumoasă. Sunt cineva, a făcut un montaj cu câteva, să zic așa, momente care pe noi ne-au marcat. Ce votară? Elefant! Să-și ochii tăi! Bă, cât de bun a fost asta. Ce votară elefantă? Da, cerdea urâtul, bă, băiatule. Nu știa ce-l așteaptă. Elefant iarna! Abia aștept să ți bă, ce-a intrat. Ia să vedem. Ce am făcut-o, bă? Mamă, ce urât e. Aoleu! Ce elefant ăsta, mă, ești prost? What the fuck? Ce că... Dar uită-te la Lego, că ai început să se mânță în casă. Ai dat să-i dupe, ești prost. Ulme, că nu o să nu ia... Vine pe jos de freașcă! Bă, cât de bun a fost aia, ia, 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 mă căvași! Nu, că-i dau rewind, bă. Cum se mănânci? Păi nu mai mi-e foame, după. Aoleu. Stai. Îmi amintesc, Vasile. Cât de curte futa! Cât de bun a fost și asta. Bă, sunt prea... Ce? Turtle! Turtle! Bă, dar iarăși, amice, știi că eu am văzut și nu-mi amintesc. Nu-mi amintesc episodul ăsta de nicio culoare. Te facem un creion, amice! Turtle, creion trebuie, amice? Creion, amice, trebuie. Amice, ești sigur? Da, amice, sigur că da. Amice, cât de sigur ești că trebuie creion? Ce faceți aici? Bă! Se cam prizești, bă, dar trebuie creion. Dar n-am fost sigur. Dar trebuie creion. Mă, ce facem aici? Cum ce facem aici? Creion, n-auzi nici cum ce facem. Ce scrie Boasco? Nu scrie, ești prost? Scrie Boasco. Acolo, că e cel mai mișto creion. Bă, de ce am luat primul? Dar nu știu cum am prostit aici. Ce-a fost și primul? Legendary. Da, dar n-a mai fost ca ăla. N-a fost ca aia, nu, nu. Moi, că câta rampa. Nu știu, sunt multe aici. În fine, prea frumoase, prea... Dar alea, aia prima a fost genială. OG-uri. Fii atent la asta, fii atent, mâncați-o și pula ta. Cu lacrimi de râd. Salut, poți să-mi zici și mie câte... Da, 200 de euro, 30 de euro, 500 de euro, 1000 de euro, ceva accesorii, 500 de euro. Nu, vreau să... A, da, mănânc o șaurma pentru 1 milion. Tate, vreau să zic cât e ceasul. A, nu știu. Ai o țigare? A, da, mănânc o șaurma pentru 1 milion. Dar e bun, știi că dacă nu e de la de zice de outfit, da, zice da, că da, dacă... Da, e de la de să mănânci, nu știu... Mă spar, deci asta a fost perlă. Salut, poți să-mi zici și mie da, câte... Da, 200 de euro, 30 de euro... 500 de euro, 1000 de euro, ceva de euro. Accesorii, 500 de euro. Nu, vreau să... A, da, mănânc o șaurma pentru 1 milion. Frate, vreau să zic cât e ceasul. A, nu știu. Mamaie, mă duc la pușcărie, mamaie. Să nu mai te întorci, mamaie, că n-avem ce să-ți dau să mănânc. Mamaie, mă duc la pușcărie, mamaie. Să nu mai te întorci, mamaie, că n-avem ce să-ți dau să mănânc. Doamne. Ce bine se distrează copiii la banchet. Habar n-au că luni le dau test surpriză din războiul rece. Dar asta chiar e profesor. Da, pare. A, bă, tată, mai știi când mă băteai când eram mic, bă? A? Mai știi? Da, ce? A, bă. Da. Olo! Olo! A dat cu apă pe... Am devenit bogați? Nu. Ba, pula mă, da. Asta trebuia să fie de aia motivațională. Că de obicei când îți cumperi de pe uși. Caroua a pus-o, ești nebun? Pistoanele mașinii, după ce bagă.
Hai mă, Vlăduțe, mă, ne apucăm și noi să mântăm? Hai, că mai avem puțin aici de pus pe partea asta lantă. Hai, hai mă, Vlăduțe, hai. Când ești plătit la oră. Hai, de să ne apucăm să mântăm, să terminăm, dracu, o dată, că... Hai mă, Vlăduțe, mă, hai. Ne apucăm? Hai. Al dracu, Vlăduț. Mai iasă după partea asta. Hai mă, Vlăduț. Gata, mergem? Vezi, când era dictatorul pe aici? Ce faci, mă, cul? Da. Vând Infernus VIP X2 3198 de zile 29 km. Amici, știi că fără mișto și știi că scumpă pe mașina asta? E exagerat de scumpă, e vreo 100 de mii una. Gen, e Honda de aia, dar nu știu cum e. Frumoasă. Bă, e. Nu, nu, lasă! Lasă-l pe mijloc, pe mijloc! Mars! 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 Tu stai mai rău ca mine cu șobolanul, să mor eu. Bine, îmi tocam pe acolo. E frică de găini. Cine e grasul ăsta? A, dar să le mănânci sunt bune? Și că e frică de găini, dar de chefi. Mami! Mami! Mamă, fac spițele aia, mă, deci că eu stim, nu cățe. Mă, du-te în pula mea. Scăpă. Dă-te, dracu, dă-i mai departe. Aoleu. Vreau să-i fac și un umor. Ascult-o pe asta. Amici, omul ăsta e artijul. Da? E moldovean, da? Moldovean, auzi. Lasă-te-mi cantare cu damigiana in mano. Lasă-te-mi cantare. Sono un moldoveano. Buongiorno Moldova con il pugno al dente. Un par peciafo quando non sei attente. Te omor amore con tuo cuore nel cuore. Che t'hai colgata a sera con Grigore. Buongiorno Moldova con cognac ristretto. La noi si beve, ci spirto, ci ozzetto. Raghiude, perge, di pufuai, che di tutti. Importante sa avem buze le udi. E prea bun, omul e. Bă, dar vezi că are voce chiar... Da. Bă, nu se mișca, ești nebun. Dar clipea. Nu te pui cu Zlatan, mâncați și gura ta. Ce de ticuri au șmecheri. De o țigare. Da. Da, băieții, cam astea au fost. Uitați să apăsați și voi pe butonul de like. Ai voștri amici, v-au pupat. Pa!